iubesc, de nu te vezi, de nu te vezi. Ce faci, Lauda? Bine. Ce-i cu tine? Cât am văzut aici și am zis că... poate vreau să vorbim, te-am văzut mai tăcută astăzi. Posibil, dar cu ce ocazie? Uite. Că n-ai făcut treaba asta niciodată. Am simțit nevoia, nu știu. Te-ai îmbrăcat și foarte frumos astăzi. Mulțumesc. Ați impecabil. Și tu ai fost drăguț astăzi, dar n-am simțit să spun. Mersi. De ce nu mi-ai spus nimic până acum? Nu mi-ai arătat nimic. Nu știu cum să spun. Azi m-am simțit cumva altfel, nu știu cât te-am văzut. Păreai interesat de cineva de acolo, din platou, sau mi s-a părut mie? Nu neapărat. Nu aveam niciun interes față de cineva anume. Mie așa mi s-a părut. Mi s-a părut că i-ai făcut o favoare Elenei atunci când a spus că îi place de Bogdan. Ce favoare? Te-am văzut un pic așa. Cum așa? Puțin și tu interesat de ea. N-aș zice. N-am apucat să spun, dar mie nu-mi plac persoanele ca Elena. O persoană mai liniștită. Am văzut foarte liniștită și eu sunt genul de persoană care preferă o relație mai liniștită. Sunt pe lângă, am înțeles. Mai... sunt mai liniștită, așa-ți par. Da. Sunt, să știi că sunt un pic dificilă, dacă... acum așa. Poate că nu sunt nici o persoană care... se apropie foarte ușor de alte persoane, nu văd de treaba mea și... poate sunt și un pic arogantă. Da, uite cum am văzut și la distanță, că acum am ocazia să văd că ai niște unghii foarte frumoase. Mulțumesc. Cum am spus. Și inelul ăsta foarte interesant. Are vreo poveste anume? Nu, a spune chiar o poveste. Este cadou de la prietena mea cea mai bună. Uh-huh. Cadou de 18 ani. Și nu l-am mai dat jos de atunci, a rămas aici. Ce tăcuț. Văd că și tu ai un înțișor la gât. El are o poveste? Mi l-a dat mama când a fost plecată în vacanță cu tata și mi-a luat un set întreg de, nu știu, vreo trei așa, de cristale care reprezintă câte ceva o anumită energie. Nu sunt foarte pasionat de partea asta spirituală, de energie. Cumva sunt o persoană mai rațională, dar totuși îl port. Mi se pare un accesor drăguț. Poate mi-a dus și mie unul. Poate. Cine știe, poate o să fac un compromis. O să fac un cristal care reprezintă o energie anume. Da, dacă spui tu. Eu aștept cadou. Sigur. Că nu ești chiar așa. Ești de treabă. Mulțumesc. Parcă mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine. La fel. Poate cu altă ocazie mai vorbim, ne mai întâlnim, nu știu. Da. Uite, mi-a făcut plăcere să și mie. Vorbesc cu tine. A, poate... ce drăguț. Poate cu altă ocazie, poate chiar o să ieșim la o cafea, poate, cine știe, poate face un schimb de numere de telefon și mai ținem legătură. Te sun eu, bine. Scrii tu, vedem. Bine. Te iubesc de nu te vezi, de nu te vezi. Alexia. Da. Sincer, mi-a plăcut din câte am auzit. Mi s-a părut foarte cu bun gust această conversație, adică mi-a plăcut comportamentul lui. Apreciez. Tu ce cauți într-o relație? Ce caut într-o relație? Da. Ok, o să încep cu ce pun eu cel mai important într-o relație și asta este logic comunicarea. Mi se pare foarte important să comunici într-o relație. Eu asta prețuiesc cel mai mult. Și de ce s-a terminat fosta ta relație? Sau acum cât timp ai fost într-o relație? Fosta mea relație a durat 7 luni și s-a terminat... cum să spun eu? Fosta mea iubită și-a găsit interese în altcineva. Eu am crezut că a fost lipsă de comunicare până când să mi se zică verde în față că a fost... introdus o altă persoană în această chimia noastră. Și cred că din cauza asta, după ultima mea experiență, prețuiesc sinceritatea și comunicarea verde în față. Adică îți place ca fata să fie directă, să spună direct care-i problema? Mi-ar plăcea ca amândoi când întâlnim o situație sau când avem ceva de discutat, să se spună verde în față și să rezolvăm amândoi
situația respectivă, problema sau ce o fie. Știi ce n-am înțeles?